Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură continuă să facă plățile către fermieri și în această lună la APIA Maramureș au fost autorizați la plată în perioada 16 octombrie 2023-15 ianuarie 2024 un număr de 30.639 de fermieri, reprezentând 95,83% din totalul fermierilor care au depus cerere de plată. Deci dacă ne referim acum la plățile aferente intervențiilor din Planul Național Strategic 2023-2027, plățile care au fost cuprinse în cererea unică de plată pe care fermierii l-au depus anul trecut, de 1 martie și 15 mai anului 2023, s-au efectuat în perioada 16 octombrie, 30 noiembrie, plățile în avans și începând cu 4 decembrie și până la zi, plățile regulare, adică diferența dintre plățile totale și plățile care au fost efectuate în avans. Până în această dată, în județul nostru, s-au autorizat la plată aproape 31.000 de fermieri din 32.000 și ceva cât au depus cerere. Proporția, adică procentul de autorizare, depășește 96%. Suma totală, de asemenea, depășește 40 de milioane de euro pe toate cele trei fonduri europene, adică Fondul European de Garantare Agricolă, FEGA, Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, FEADER, Fondul Special FEURI, care este tot un fond european, precum și o componentă din bugetul național pentru acele intervenții unde trebuie și cofinanțare de la statul membru. În conformitate cu normele legale în vigoare, plățile se realizează numai după parcurgerea tuturor etapelor procedurale obligatorii de verificare și control administrativ, control pe teren, clasic și prin monitorizare. În continuare se autorizează, foarte puțin fermieri au rămas care încă nu au fost plătiți deloc pentru diferite cauze sau motive legate de unele neconformități care le-au avut și care urmează să fie clarificate în următoarea perioadă, sau sunt anumite scheme de plată care nu puteau fi plătite în anul trecut, deoarece sunt finanțate din bugetul național și aici mă refer la ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, la speciile de bovine și precum și la oi și capre. De asemenea, tot mai târziu, dar mai târziu vorbesc undeva prin lunile aprilie-mai, înainte de data limită de 30 iunie, se vor plăti și sprijinul cuplat în sectorul vegetal pentru anumite culturi, cum ar fi lucernă, soia și așa mai departe, care beneficiază de sprijin cuplat de producție. În concluzie, pentru intervențiile din Planul Național Strategic aplicate de fermier pentru anul 2023, nivelul plăților se ridică la peste 96% la nivelul județului nostru și 31.000 de fermieri au primit sumele în conturi. APIA Maramureș îi asigură pe fermieri că se depun toate eforturile pentru realizarea integrală a plăților până la 30 iunie 2024, conform prevederilor comunitare în vigoare.